Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vom exersa elaborarea unui buget al familiei. Familia ta are un buget? Știați că și o societate comercială, respectiv o instituție sau statul român au propriul lor buget? Înseamnă că elaborarea acestuia e un proces important. Iată cele mai cunoscute venituri ce pot fi parte din bugetul familiei tale. Pe lângă acestea, e important să identificați și alte venituri. Iată-le. Cheltuielile familiale sunt numeroase și ele au reprezentat anul trecut 86,6% din nivelul veniturilor totale ale unei familii medii din România. Iată și posibile alte cheltuieli. Le recunoașteți, nu-i așa? Și acum vă propun să răspundeți cu adevărat sau fals la acești ITE. La primul enunț, răspunsul este fals. La cel de-al doilea, este de asemenea fals, iar cel de-al treilea este fals. Nu uitați că e important să discutați cu membrii familiei cum puteți obține mai multe venituri. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!